genetice, sferele fonetice cu indicele 0, ce-ți arată locul în graficele tehnice, ce corect, e o întrebare de nota 10, iar răspunsul e pe măsură, lasă-o în p***a mea că trece dacă viața vrea să te înfulece, orientează-te sau reinventează-te din primul ceas în care pas cu pas te duci de nas, arată-le fața, fii mi se rupi și ne-am retras. Pentru cei care sunt foarte vechi pe canal, dacă și-aduc aminte, aici, în această zonă, exact pe acest spot, am început un vlog de noapte pe care l-am făcut în Bangkok. Țin puștii în bătaia puștica Ceaușescu, stau din adins prins de calipresu, cu joitul aprins, cu microfonul deschis, cu chila chela chelu și pe disc fraca de-a disc eu, mă văd legat de pat, de mătam vie când o văd cu gură găște păr în chelie și mie, cu cagula în cap provoc isterie și ies cu minus 10 grade de țigănie. Hello. Hello. How are you? I'm fine. How fine? 24. Okay. 24. Just walking. I'm walking. What? No, just walking. Nu mă aștept că o să ceva așa video ăsta. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Wow. Okay, what? What? Wow. Wow. Okay. Nu mă așteptam să înceapă așa videoul ăsta, sincer să fiu. Dar da, în seara asta am băut acasă. În seara asta mergem, în fine, mi se pare foarte tare să fac un vlog similar cu cel pe care l-am făcut acum vreo 9 luni de zile, undeva pe la finalul lunii iulie, ceva de genul ăsta, în care un vlog în care vă arătam viața de noapte de aici din Sucumvit, aproape de zona Nana. Chestia este că data trecută nu v-am arătat cum se prezintă Nana Plaza. Nana Plaza este cel mai recunoscut loc din Thailanda, din Bangkok, de aici, în care este plin de fete cu, ați înțeles voi, tot felul de chestii din astea dubioase pe care... Hello! Hi! Okay, where are you from? Thai? Yes, sir. Oh, very nice. Very cool. Where are you from? Romania. From here? Romania. Oh. Romania, far away, Europe. Yeah. Yeah. Cheers, man. Have a good night. My name is Tiffy. Okay. Yeah, goodbye. Cool. Așa, deci o să mergem acum către Nana Plaza, cred că e în partea aia și undeva stânga, ceva de genul ăsta. Să vedem cum se prezintă această seară ce se anunță incendiară. Este pentru prima oară când vin aici, deci sunt în Bangkok de... La 5-a oară, prima oară când vin aici. Și trebuie neapărat să-i la mătita mă dură să vedem. No, just me, I just make photo of me, see? Me. Aici nu-ți dau voie să-ți faci fotografii sau măcar să te filmezi. Uite, vedeți ce supărate sunt. Foarte supărate și fac foarte mare scandal dacă stai cu camera acolo, ai văzut? Da, trebuie să găsesc. Ideea este că înăuntru nu ai voie să filmezi. Ce mi se pare mie foarte tare și foarte interesant este că deși locul ăsta este plin de ladyboys și de prostituate, uitați ce în spatele meu, un shrine, altar, altar ăsta, nu? Foarte tare. Ca de obicei, chestia... Hello! Chestia pe care... Aolo! Asta am găsit-o să mor, ești nebun! Chestia pe care poate să o beau este... Hello! Whisky cu Red Bull acum. Costă 160 de bați, undeva la vreo... La vreo 20 de lei, ceva de genul ăsta. O pizza e 260 de bați, înmulțiți cu 1,2. Chicken nuggets, 250 de bați, 12 bucăți. Cheese soufflé, 180 de bați. Știți care e faza cu lucrurile de acest gen? Asta mi-a tăiat capul. Așa.
sunt foarte bune atât timp cât cauți ceva de genul ăsta. Are să vedeți și la etaj aici. Mamă, frate, deci haosul e pe 4 etaje, frate, deci știi cum e? Nu mă gândeam la chestia asta. Chiar mă gândeam la asta. Și cred că aici așa mare destrăbălarea. Faza este că înăuntru... Înăuntru nu poți să intri. Hai, nu, bă, tu, I just photo myself, yeah. No photo, no photo. No, no, I photo my Yeah, I know. I photo myself, yeah. Yeah, I pass. Deci supărați, sunt foarte supărați. Scrie nu foto, dar pana mea e nu foto înăuntru. Dacă vreau să filmez afară, filmez afară. Ce urla nebunul ăla tailandezul ăla, ai văzut cât de supărat era? Am fost la etaj și acolo se întâmplă niște chestii foarte interesante, în sensul că acolo sus cred că este sediul de BDSM sau ceva de genul ăsta, pentru că sunt fete care stau și care te lovesc cu biciu. Eu am făcut semnul uneia, spunându-i foarte clar că nu sunt adeptul acestui, acestei chestii foarte dubioase din punct de vedere sexual. Sunt foarte, foarte, foarte mulți transexuali pe sus, foarte mulți. Da bine, am stat aici o oră, acum pana mă duc în altă parte, mi se pare foarte boring mie, chiar mi se pare foarte boring. Cam asta e și cu Nana Plaza, care este undeva în partea aia. Din punctul meu de vedere, ăsta este un loc foarte bun dacă ești genul de bărbat care nu este în stare să cunoască, să obțină sau să iasă cu o femeie fără să plătească. Deci acest loc eu îl consider un loc al rataților, ca să zic așa. Dar e interesant să te plimbi pe aici, nu pot să zic că e neapărat nașpa. E drăguț. E prima oară când vin aici și sunt convins 100% că este și ultima oară când o să ajung în acest loc. Mi se pare tare că ai o grămadă de opțiuni pentru a mânca. Sunt foarte multe restaurante, opțiunile de street food sunt nelimitate și asta e ok. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Pam pam pam. I'm going back to the. Am schimbat acolo, am urcat cu 2 tonuri, se știe. Mergem acum într-un nightclub în care am fost eu acum vreo săptămână. Ce o săptămână? Nu, mă, am fost în februarie. Mamă, ce prost sunt, ești nebun? Ha? You like me? Yes. Why you like me? I want you handsome. You want me? Yes. Why you want me? Why you want handsome. Me? I'm handsome? Why you want me? I want to marry you. You want, what? You want to marry me? Yeah. You want to be my wife? Yes. Where are you from? Kenya. Kenya? Oh my god, Kenya, very nice.
Where from? Romania. Romania? Yeah, Southeastern Europe. Sunt bau că știe. Nu? Far away. What's your name? Catalin, what's your name? No? Catalin, yeah. Say after me. Catalin. Catalin? Yeah, what's your name? Ashley. Huh? Ashley. Ashley? Yeah. Okay. Say after me. Daila Busi. Nice to meet you. Daila Busi. Okay. I'm going. Very nice to meet you. Very good. Very good to go. Hi. Ma! Ăsta este un nightclub în care am fost eu de vreo, cred că de vreo 10 ori, ceva de genul ăsta. Doar că nu știu dacă e deschis acum, pentru că suntem oarecum în mijlocul săptămânii. A, nu, sigur, e închis, mă, ce ai? Păi eu nu mă duc aici. Nu, no, e închis, frate. Ia uite. Praf, închis. Așa arată sucumbitul la ora asta. Are că foarte târziu. Ia uite cât ai penisul, să mor, fii atent aici. Fii atent aici. Pananina-nina. Pananina-nina. Na, 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 it's ok, it's ok, it's ok. Uite-l pe ăla ce supărat e. Anasă-tă! Mac-mac! Băi! Mac-mac! Deci acolo vindeau penis. Dacă n-ai, cumperi un penis, ți-a atașez la bază și gata, ai penis, ai înțeles? A mic video about Thailand, I travel Thailand, relax. See me and you? No, look, 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 look. Just for me. I make video, I want to remember Thailand. Thailand. I travel Thailand and I want to remember Thailand. Understand? No? How much you want? Tell me! Come on! No. Why? Look, look, you and me very beautiful. Some baba ce urâtă e. Why? You see? You see? You see? Look, look, look! Very good. How much you want? How much you want? How much you want? Blow job. How much you want? Huh? No, no, no photo. I just make for myself video. Just video for me. How much you want? Tell me. Tell me. Tell me. Look, look, look. You and me very good together. Very good. You see? You don't want to talk to me? How much? 1,000, 1,500? How much? 2,000? 2,000? Crazy. Have a good night. Bye. No. Ah, no! Mi-a cerut 2,000 pentru un scurt, frate. 2,000 înseamnă, deci 2,000 înseamnă 200 ori 1,2. Cât e asta? Sunt 250 de lei. Băi, ești nebun? Cu 250 de lei, cu puțin noroc, stau 2 zile în Thailand, ați înțeles? Hello! Ah, ok, perfect. One second. Very good. Așa. Asta a fost și această seară foarte nebună. Eu am băut ceva. Ați văzut cum stau lucrurile pe aici. Dacă îți dorești neapărat să întâlnești persoane de, nu de sex opus, persoane de sex similar cu sexul pe care l-ai tu, doar că au o înfățișare diferită, locul ăsta este foarte bun. Băi, din punct de vedere al prețurilor la băuturi, locul e foarte ok. Adică prețul este ok, undeva la 20 ceva de lei. În clubul pe care vreau să-l vizitez, n-am mai intrat pentru că nu mi-au dat voie să intru cu camera și mi-a spus că trebuie neapărat să pun camera într-un safe deposit box asta. Și mie nu mi-a convenit treaba asta, nu-mi place chestia asta pentru că n-am încredere și camera asta înseamnă foarte mult pentru mine pentru că voi sunteți în camera asta și nu vreau să vă las așa pe mâinile oricui. Am revenit oarecum la vloguri de acum foarte mult timp și asta este foarte interesant, mi se pare foarte tare chestia asta. Este pentru ultima oară în care o să văd Bangkokul. Sunt convins că nu mă voi mai întâlni cu acest oraș pentru foarte mult timp, pentru cel puțin 2-3 ani de zile. Și am zis că
e interesant să fac un vlog de genul ăsta, prin care să vă arăt cum se prinde viața de noapte în cel mai sexual district. Cred că ăsta aici, Nana Plaza, este cel mai sexual district din lume. Eu n-am putut să filmez foarte mult, dar locul e mega, 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 mega dubios. În fine, m-ați înțeles. Vă iubesc foarte mult și vă rog foarte mult să nu vă sperați pe mine că vorbesc prostii și că spun multe prostii. Eu fac pe acest canal ceea ce simt eu și vă știți asta. Love you. Pa, pa!